Patru tineri și o adolescentă și-au văzut moartea cu ochii după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat. La volan se afla un șofer beat care conducea cu viteză excesivă, spune poliția. Totul s-a întâmplat marți dimineață în jurul orei 3, în apropierea satului Păruceni din raionul Nisporeni. Șoferul de 26 de ani ar fi pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina pe un câmp. Cei patru pasageri din vehicul aveau vârste cuprinse între 15 și 30 de ani și toți aveau nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, conducătorul auto era vizibil în stare de ebrietate, însă a refuzat să fie supus alcool testului. În acest caz a fost inițiată o anchetă.